Di nou sus contagi, ieri 13 50 50 cu 352 de victime, dar ce s-a întâmplat ieri? Ha vorbit ministro Conte, ci ha impartito Italia in tre zone, zone rosse, portocolie e galben. Zone rosse, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, sono le regioni che presentano il mai ridicato grado di rischio. Allora, este livello di severità massima, di CPM, impone le mai severe restrizioni e si aduce effettive regioni rimbloccare, deci cu termini puțin mai duri decât a fost in marzo. In aceste patru regioni, călătoria este interzisă. Atate între municipalitate, ca și dintre altre regiuni, nu se pot de fapt ieși. Prin urmare, se poate ieși doar pentru nevoie dovedite, sănătate, munca și produse de base. Zonele portecolie, Puglia, Sicilia, a fost plasate in zone, zone unde este foarte atenție și si rischia să fie trasformat în roșu în caz unei crește situație epidemiologică. Se află în situație intermediară, într-un risc maxim și moderat. Entrare e uscire din regiune nu este permessa, dar se può doar călători între regiune. Restul țară se află în zona galben, cioè asta înseamnă că nu este în pericolo imminent. In aceste regiuni cu DCPM se può, de fapt, attività sunt permise până la 22. Ce s-a întâmplat de ciudat? Lombardia tot timpul a fost prima regiune. Campania era regiunea 2 cu cel mai mare numero din bolnavi di COVID-19 SARS-2, dar așa, ca o surpriză, a fost bagata in fascia galbena. De ce? Simplu, pentru că scuole pot să fi deschise, așa spune DCPM, dar deja a vorbit De Luca, președinte di Regiune Campania, ca spun scuole vor rămâne închise. De ce? Pentru că primul ministru a spus galben doar de fapt împotriva ce a spus De Luca. De Luca a cerut banii, un ajutor pentru activitate comerciale. Banii chiar nu mai sunt. Atunci ce s-a întâmplat? Zona galben, așa că nu e risc, dar a răspuns deja De Luca a spus nu. Scuole rimane închise. Asta chiar este o battaglia de joc, dar cine pierde sunt doar italienii.